Bine v-am găsit pe Case Bune! Atingem astăzi o nouă bornă importantă în construcția hub-ului Cavaleria. Avem deja montată o mare parte, sau cred că toată, o să ne spună Cornel imediat, a instalației fotovoltaice. Salut, Cornel! Salut, Ilia! Frumos aici cu albastru, așa? Mult albastru. Spune-mi așa, avem panourile fotovoltaice instalate pe acoperiș. Da, avem 30 de panouri policristaline de la Canadian Solar cu o putere instalată de 9 kW. Alea fac 9 kW pe care mi-i trimit nouă prin niște cabluri. Da, cabluri fotovoltaice stringuri. Avem, stringuri, nu sunt cabluri? Da, da, un cablu special fotovoltaic. Se cheamă string. Electricitatea aia vine frumos, intră aici în camera tehnică și la un moment dat ajunge aici pe panou. Prin ce cabluri ajunge electricitatea de la stringuri? Prin aceste cabluri, avem o intrare acolo în colț. Asta de aici? Da. Intră în chargerele solare, tehnologie MPPT, de la Victron. Avem o tensiune de intrare de 200 de volți și încărcăm bateriile cu 100 de amperi de pe fiecare charger. Bun. Intră electricitatea pe aici, prin astea patru, da? Da. În aceste două cutii. În aceste două cutii. De aici, văd că din ele ies alte cabluri mai groase. Ce s-a întâmplat înăuntru? Chargerul fotovoltaic transformă curentul continuu de la panourile fotovoltaice tot în curent continuu de o putere mult mai mare. Se produce o transformare înăuntru de la 200 de volți curent continuu la 50 și de volți. Depinde în ce stadiu al încărcării suntem cu bateriile. Crescând curentul, dar avem nevoie de cabluri mult mai groase. De ce avem nevoie de această transformare? Ce rol are această transformare? Are și rol de reglare a curentului? Da, pentru că bateriile de stocare ne cer un anumit voltaj pentru a realiza ciclul de încărcare corect. Asta înseamnă că nu putem băga curentul direct din fotovoltaice în baterii. Trebuie să-l prelucrăm un pic aici ca să ne iasă la parametrii de care avem nevoie. Afară poate să fie norat, poate să plouă, poate să fie pe unul dintre panouri, poate să fie o frunză și atunci nu mai avem un voltaj corect sau voltaj necesar pentru a încărca bateriile. Și atunci trebuie să treacă printr-un regulator de încărcare, vorbind românește, care ne modulează voltajul și curentul exact în funcție de cum ne cere bateria. De ce avem două? Pentru că unul nu ne ajunge, avem o putere instalată mult prea mare, fiecare poate să încarce 100 de amperi, adică maxim 5,8 kW. Asta înseamnă că dacă am fi avut și mai multe panouri, ar fi fost și mai multe aparate de felul ăsta. Exact. Bun. Hai să vedem unde pleacă curentul. Toate echipamentele funcționează la 48 de volți și avem un punct comun, un boost bar plus și minus de 48 de volți cu protecție înăuntru, cu un șunt de măsurare a curentului care vine sau se duce spre baterii. Și ce face șuntul ăla? Practic măsoară tot curentul care se duce sau vine de la baterii. Și noi în orice moment știm un state of charge al bateriei sau știm exact câți amperi am consumat sau încărcat în baterie. Asta este partea de producție și consum de energie și asta este partea de stocare, partea de legături. Arată-mi pe unde pleacă de aici, către aici vor veni montate cablurile și aici ne imaginăm bancul de baterii. Pe care o să-l montez zilele astea. Da. Spune-mi ce cu Multi Plus 2. Aici avem trei invertoare, 5000 de volți amperi fiecare. Ele realizează transformarea curentului continuu în curent alternativ. Adică, practic, luăm 48 de volți. De unde iei? Din busbar de aici. Da. Poate să vină din chargere, poate să vină din baterii, noi luăm din busbar. Ok. Pentru că nu luăm doar ziua, luăm și seara și noaptea, când avem nevoie sau când avem o pană de curent, da? Transformăm curentul continuu în curent alternativ. Deci avem nevoie la priză. Și, practic, din ele, curentul alternativ, transformat, aranjat, făcut bun pentru casă, merge în panou de distribuție electric. Exact. Mai spune-mi ce știe să facă aparatul ăsta, că mi se pare foarte interesant. Știu că știe să detecteze
câtă energie electrică produc panourile și se adaptează în funcție. Da, se adaptează în funcție de pânzorirea de afară și caută punctul de maxim, de maximă putere. MPP tracking, maximum power point tracking. El se autoreglează în funcție de condițiile de afară, cât de însorit e, și caută punctul de maximă putere și acolo funcționează. Punctul de maximă putere poate să fie la 200 de volți sau poate să fie la 180 de volți, dar acolo el poate să tragă cât mai mult curent din panourile fotovoltaice. Am văzut pe internet niște filme în care explicau cum funcționează aparate de genul ăsta, nu neapărat ăsta, și am văzut că aveau unele un timp mai mare de adaptare sau mai mic în funcție de ce se întâmpla afară din punct de vedere meteorologic sau... Da, într-adevăr. Ce timp de reacție? De exemplu, dacă apare un nor acum pe panourile fotovoltaice, când își dă seama aparatul ăsta că acum intră mai puțină? Acum. Pe loc? Pe loc. Că altele timpul aveau niște timpi... Da. Timpul de răspuns este practic instant. Deci modulează puterea instant. Nu există delay-uri, nu există blocaje sau chestii de genul ăsta. Și mai știu că ele mai au un consum de energie electrică intern chiar și de noaptea, 0 W. Chiar și când panourile... Da, de 0 W acestea. Și altele de ce consumă la genul 20-30 de W? De ce au nevoie? Fiecare companie dezvoltă electronica dinăuntru, după cum știe. Cei de la Victron le-au făcut să nu consume. Adică când intră în hibernare, se oprește tot. Și nu mai trag curent din baterii sau din rețea, din nimic? Nu. Foarte tare. Zi-ne când ne instalezi aici bateriile. Ai zis că poate diseară. Da, poate diseară. Și o să facem un film special cu... Le păstrăm surpriză. Mai albăstrim camera mai mult. Atunci trebuie să filmăm și când legi bateriile, când legi panourile cu instalația, da, și când îi dăm drum. Când o legăm la rețeaua electrică, da, a casei. Da. Mulțumesc tare mult! Iată o soluție foarte modernă și se pare foarte eficientă de producție a energiei solare. Cornel Eftenoiu ne-a ajutat și a montat în timp record toate aparatele astea și panourile pe casă. Mulțumim tare mult, Cornel! Și eu mulțumesc, Iulian! Dați-ne un like, un share, un subscribe și vezi ce alte chestii interesante avem pe Case Bune și mai ales la Cavaleria Hub.